Deuces. Ai, combinație. Dandy Bramin, mamă! Am fi început cu Bobonete, care e specialist în călușari, da. Dar Andy Moisescu e specialist în indieni, în papi, care în au papi. Devenit după Zyber călușari. Călușari. Adică, asta e after Zyber, nu? Do you like praz? Yes. Yes, okay. Yes, yes. Okay. Yes. Păi de capul meu, ce... Did you like praz? E ok, e ok. Ok. Praz. Băi, e un rapper. Deci, e un rapper de praz. Eu nu pot să-mi iau ochii, deci face niște fețe gagiu, este ceva. Îl văd a treia oară, dar practic ar trebui să mă potolesc, să mă liniște, să mă obișnuiesc cu ideea asta. Dar îți spun că și dacă ar dansa pe muzica de la Teleenciclopedia, tot la fel aș râde. Deci mi se pare că orice ar fi e la fel. Oricum e clar că avem de-a face cu mega talent și trebuie să spun că o clipă mi-a trecut prin minte așa, să întâlnesc doi pe stradă și zic: ia zi-mă, care a fost cel mai talentat român anul ăsta? Cel mai talentat român, zici? Sandip. Da, 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 da. Thank you. Mulțumesc. Dar e un număr foarte comun. Un nume foarte comun în Oltenia. Sandip. Da, da. Sandip. Ia zi Bobonete. De la Sandu vine Sandip. Mulțumesc. Sandip. Da.
Bobonete, specialist în... Ce să zic? La asta mă gândeam și exact înainte să zic, Andy, cum ar fi ca România au talent să fie câștigat de un indian? Adică aici creezi un precedent foarte mare și o să fie așa, dar e pe de altă nu-i nimic, parte... Nu-i 3 zile, nu mai ieșim pe stradă. Pe noi. De altă parte, Sandeep, meriți pe deplin să câștigi pentru că ești un fenomen, omule. Adică de fiecare dată, iar fetele alea pe care le faci în timp ce dansezi, eu nu știu de unde le scoți. Din burtă. Andra. Mă mulțumesc. Gândeam la reacția pe care noi am avut-o când te-am văzut prima oară. Doamne, mai țineți minte, da, cum ne-am ridicat în picioare, nu știam pe care butoane să apăsăm, nu mai aveam Golden Buzz. Noi știam de atunci că tu vei ajunge în finală. Și mă bucur că ai spus că te simți ca acasă, că oamenii te văd ca pe unul al nostru. Mă bucur că ai ales să, prin dansul tău, să aduci ceva românesc. Sper că asta te va ajuta, alegerea asta, să câștigi cât mai multe voturi. Doamne ajută! Dragoș! Expertul nostru în popping. Sandeep, campion mondial. Și în popping. Sandeep, noi avem o vorbă aici în România. Da, mă, dar l-a ajutat și fața. Vreau să zic că alegerea momentului din seara asta e una foarte bună. Și dacă câștigi e foarte bine, dacă nu câștigi, gândește că ai putea să rămâi în România o perioadă și să faci așa niște tururi ale complexelor, hotelurilor și evenimentelor din România. Eu am un prieten la Bran, cred că te ia fără nicio problemă. Dar ce dansă vorba... poți să le iau și la tradițional, dacă merge. Îl implicăm noi pe undeva. Îl duce după Gigel Frone. Perfect, haideți să vorbim și a lui. Vot tare. Mamă, ce combinație. Fenomenul Sandeep. Chiar ar fi tare să fi inventat un stil de dans și noi să fim martori de la câțiva pași distanță. Asta e magia de la România au talent. Dacă vrei ca el să ridice trofeul deasupra capului la finalul serii și să-și umple și contul cu 120.000 de euro oferiți de Lidl, votați-l numai după Start Vot online pe romaniautalent.protv.ro prin SMS la 144 folosind codul 14. Aplauze pentru Sandeep Brahmin!